Nu știu dacă ați observat, dar sunt mulți oameni pe pământ. Și provocarea continuă este: cu cine te împrietenești? Cu cine legi relații? Pe cine ai ca prieten? Privind la oameni, la noi, vedem categorii, da? Biblia spune că există categorii de oameni. Unora nu le place să audă asta. Nu toți suntem buni și frumoși. Da, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Asta înseamnă că suntem toți egali în valoare, dar nu toți suntem la fel de buni prieteni sau la fel de încredere. Există o carte scrisă de Henry Cloud, Finaluri necesare. Iar în capitolul 7 spune că sunt trei feluri de oameni. Și Biblia spune la fel. Dacă citești cărțile de înțelepciune ale Bibliei, Eclesiastul și Proverbe, și ele spun același lucru. Și Henry Cloud spune că trebuie să-ți dai seama ce fel de persoană este cel cu care intri în contact și așa îți dai seama ce fel de relație vei avea cu acea persoană. Lucrul acesta îl vom vedea în Eclesiastul în capitolul 4. Aici începe cu cele trei categorii de oameni: răi, nebuni și înțelepți. Și vom începe cu cei răi. Eclesiastul 4 cu versetul 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Aici vorbește despre o persoană rea care este motivată de invidie. Nu se poate bucura de cei care se bucură și cu cei care se bucură. Dar nu este fericit când alții au succes. Adevărul este că ceea ce ne definește statutul nostru sunt lucrurile pe care le cumpărăm pentru a ne crea o imagine în fața altora. De acolo avem proverbul: haina face pe om. De ce ne pun unii multe poze pe Facebook? Ca să arate altora ce au mâncat, unde au fost, cu cine au fost, ce au făcut. Oh, ai slăbit, ai pus mușchi pe tine. Facebook a apărut din cauza la ce zice versetul 4. Dar să faci asta toată viața, să te uiți la alții și să spui: ei de ce au și eu nu? Cum pot să fac și eu rost? Cum pot să întrec? Asta este o goană după vânt. Să nu poți să te bucuri de binele pe care Dumnezeu îl face în viața altora? Să te bucuri, să nu te poți bucura de bucuria altuia? Dacă tu te bucuri de răul care se întâmplă altuia, Biblia spune că ești o persoană rea. Ești o persoană rea? Ce te motivează să faci ceea ce faci? Gelozia? Competiția? Invidia? A doua categorie sunt nebunii. Și vedem asta în versetul 5 din capitolul 4. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. De vreme ce o persoană rea este periculoasă, un nebun este irresponsabil și leneș. Un nebun nu-și dă seama de realitate, nu vrea să se adapteze ei. Vor ca viața și realitatea să se adapteze lor. Nebunul vrea ca toți să-l slujească. Am nevoi multe, dar alții să mi le împlinească. Altul să mă hrănească, altul să mă îngrijească, să mă protejeze, să mă spele, să mă învețe, să mă crească. Întotdeauna se văd ca o victimă. Eu sunt tare bun, dar nu am oportunități. Toți m-au dezamăgit, nimeni nu-mi plânge de milă. Așa arată un nebun. Un nebun niciodată nu-și asumă responsabilitățile. Nebunul caută un înțelept care să-și asume el responsabilitățile în locul lui. Da, înțeleptul să-i plătească facturile. Întotdeauna nebunul îi gică contra. Da, se va certa, nu va fi de acord, va fi fără chef, va fi sceptic, dar nu se va adapta. Nebunul îi hotărâ să nu se schimbe, dar vrea ca toți din jurul lui să se schimbe. Și asta îi duce la ruină. Se mănâncă pe ei înșiși. Dacă persoana rea rănește pe alții, nebunul se va răni pe el însuși. Dacă persoana rea trebuie ținută la distanță, nebunul trebuie să guste din consecințe. Dar consecința nu e o pedeapsă, ci o reîntoarcere la responsabilități. Ce fel de persoană ești tu? A treia categorie sunt înțelepții. Înțeleptul nu înseamnă geniu, nu înseamnă acea persoană super educată. Înțeleptul înseamnă cineva gata să învețe, smerit, adaptabil, modelabil. Cineva care nu este motivat de răutate, de invidie, dar nu este leneș și irresponsabil. Versetul 6. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Să zicem că ai atâtea lucruri: bani, avere, faimă, încât nu-ți încap în cele două mâini. Sau poți să te, nu știu, împingi atât de mult să lucrezi din motive bune, să fii un doctor care zi și noapte lucrează pentru pacienți, să fii într-o competiție, să realizezi multe, dar este goană după vânt. Dar nu va fi odihnă. Ești epuizat. Mai bine o mână plină de odihnă, iar cealaltă să fie deschisă să primești harul lui Dumnezeu, să ajuți pe alții.
De fapt, când lucrezi din greu zi și noapte, poate îi ajuți pe alții. Dar scopul este să te ajuți pe tine în cele din urmă. Nu mai ai o mână liberă pentru a fi cu adevărat de ajutor, dar să mângâi pe cineva, de exemplu. Dacă ambele mâini ți pline de responsabilități, asta este o viață fără sens. Un înțelept va spune: eu văd viața ca două mâini. Una este pentru muncă, alta pentru relații, generozitate, odihnă, amintiri cu familia. Nu le poți avea pe ambele. Numai odihnă sau numai muncă. Fiecare lucru își are vremea lui. Solomon împinge căutarea sa înspre relații, înspre persoane dragi. În timp ce persoanele rele rănesc oamenii, nebunii la rândul lor se folosesc de oameni, înțelepții iubesc oamenii. Înțelepții nu văd în ceilalți oameni niște mijloace de a-și atinge scopurile, ci îi văd ca daruri de la Dumnezeu ce trebuie prețuite, cu care te poți bucura și în care poți investi. Nu știu câți dintre voi ați auzit de jocul Minecraft. Ei bine, fondatorul jocului, Marcus Pearson, cunoscut și ca Notch, și-a vândut jocul companiei Microsoft pentru 2,5 miliarde de dolari. Știți ce a făcut după? S-a pensionat la 36 de ani, și-a cumpărat o casă de 70 de milioane de dolari, are un perete numai cu bomboane și a ținut-o numai în petreceri. În timpul unei petreceri a început să scrie pe Twitter următoarele lucruri. Problema faptului că ai de toate este că nu mai ai motive pentru a încerca ceva nou, iar interacțiunea umană devine chiar imposibilă din cauza lipsei de echilibru. Sunt în Ibița cu niște prieteni și petrec cu niște vedete. Pot să fac ce vreau și totuși nu m-am simțit mai izolat ca acum niciodată. Când am vândut compania, cel mai mare efort a fost să mă asigur că angajații vor avea tot ce le trebuie. Acum, toți mă urăsc. Am găsit o fată tare de tot, dar îi este frică de mine și de stilul meu de viață. Acum este cu un bărbat normal. Tipul acesta, care din punct de vedere omenesc este de succes, le are pe toate, tânjește după niște lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Prieteni și familie. Să ai o soție și o familie normală pentru el este un vis.